Salutatului și Fiului și Sfântului Duh și al Sfântului și Vecii Vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte Sfințite, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miliește și miliește pe noi. Amin. Amin. Bună seara! Bine ați venit la seara noastră de priveghere cu Părintele Dumitru Stăniloae. Le mulțumim tinerilor studenți de onori pentru această introducere cu troparul Sfântului Cuvios Dimitrie și apoi cu cel al Sfinților Arhangheli, întrucât se apropie și sărbătoarea, pâine este sărbătoarea Sfinților Arhangheli. În această seară în care ne-am propus să schimbăm oarecum registrul, adică să avem, am avut congresul Dumitru Stăniloae, apoi toate conferințele care au fost de protoierii Dumitru Stăniloae, am gândit că este foarte important în această seară să ne adunăm cei care, într-un fel, am constituit și noi familia duhovnicească a Părintelui Dumitru Stăniloae, cei care l-au cunoscut și care pot să depună mărturie cum l-au cunoscut și mai ales ce dar mare au avut prin această prezență a Părintelui Dumitru Stăniloae de care ne-am bucurat împreună. Avem în această seară invitați pe domnul Horia Paștina, pictor și, cred eu, ucenicul apropiat al Părintelui Dumitru Stăniloae. Probabil că dumneavoastră îl cunoașteți, a mai participat la seriile noastre. Aș spune eu, ucenicul care asculta. Cineva m-a întrebat, și mai ales în film, domnul Horia Paștina nu vorbește mult, dar cred eu că în perioada în care eu mergeam la Părintele Dumitru Stăniloae, domnul Horia era nelipsit și era asemenea ucenicului care mergea la Sfântul Antonie. Erau trei tineri ucenici care mergeau și l-ascultau pe Sfântul Antonie, dar unii dintre ei puneau și întrebări. Și Sfântul Antonie cel Mare le răspundea, însă unul dintre acești ucenici nu punea niciun întrebare. Și atunci Sfântul Antonie l-a întrebat, dar tu nu pui nicio întrebare, iar ucenicul a răspuns, Părinte, îmi este de ajuns să te văd. Cred că unul dintre acești ucenici este domnul Horia Paștina, care era prezent și se bucura de prezența în casa Părintelui Stăniloae. Al doilea invitat, deci un om în ordinea în care suntem așezați, e doamna Maria Buciorogano. Doamna Maria Buciorogano, care, într-un fel, a fost asociată de măicuța, cum îi spuneam noi, doamnei preotese Maria Stăniloae, a fost așa ca un balsam, pentru că familia Stăniloae, se știa, a mai avut o fică pe Maria Stăniloae, sau Mioara, cum îi spuneau, și care s-a simțit la vârsta de 13 ani. Și, oarecum, doamna Maria Mioara, cel rogat, pentru că așa se adresa maica Micuța, doamna preoteasă, Mioara, pentru un fel era această înviere pentru Maria care plecase la Domnul. Doamna Maria Buciorogano, profesor universitar, scriitor, polonist, adică nu numai că a tradus din limba poloneză, are și teza de doctorat despre Senchievici și cred eu am, cred că a citit ultimul articol din ziarul Lumina, o casă plină de duh. Era foarte apropiată și de părintele, dar și de doamna preoteasă, Maria Stăniloae.
O prezență, aș spune, în casa Părintelui Stăniloae e de o mare bineție, așa cum reiese și din articolul pe care l-a scris în Ziarul Lumina, Casa Plină de Duh sau ceva de genul acesta. Casa Harului, da. Casa Harului. De asemenea, avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe doamna Ana Bal, care face parte din aceeași familie duhovnicească. Dumnezeu ei este profesor, profesor universitar la Academie de Studii Economice, la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Dar avem așa, Dumnezeu ne-a întâlnit de multe ori în comuniune și m-am bucurat foarte mult că ne-am regăsit apropiați de Părintele Dumitru Stăniloae, de Ioan Alexandru și de Părintele Profesor Constantin Galeriu, de doamna Ana Bal, domnul Costea Munteanu, care de asemenea este profesor universitar, Academie de Studii Economice, la Facultatea de Finanță, nu? Sau Relații Economice Internaționale. Cel care ne va povesti întâlnirea cu Părintele Dumitru Stăniloae, eu am reținut dar un aspect, după ce s-a întâlnit prima dată cu Părintele Stăniloae, a exclamat, zice, n-am înțeles prea mult din ce mi-a spus Părintele Stăniloae, dar ceea ce am înțeles este că, adică simțământul pe care l-a avut este Părintele este un sfânt. Și domnul Costel Nicolescu, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, a participat și la seara Ioan Alexandru, la seara Răbului Aprins, a fost alături de noi, este etnolog, scriitor, eseist, fost director acum la Muzeul Țăranului Român, teolog, doctor în teologie la Saint-Serge, dar și absolvent de teologie. Iarăși ne unesc aceste amintiri pe care le avem de la poetul Ioan Alexandru și de la Părintele Dumitru Stăniloae. Vom începe această seară, deci noi am gândit ca prima parte să fie o parte de evocări, adică fiecare, de fapt, va fi o convorbire, nu vom vorbi neapărat pe rând, fiecare va interveni, pentru că orice amintire trezește alte amintiri. Și aceste evocări vor fi întrerupte de secvențe din filmul Părintele Dumitru Stăniloae, realizat de televiziunea Trinitas. Vă mulțumim că în această seară sunteți alături de noi și ne dăruim ca să fie o seară de bucurie, în care Părintele să fie prezent în